Merge în finala Supercupei Spaniei mâine seară de la ora 10 pe Digisport 2. Avem cea de-a doua semifinală Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Acum intră în rol portarii și intră în rol nervii sau stăpânirea jucătorilor de câmp care vor executa și doza de hazard care există la fiecare loterie de genul ăsta. Bautista este cel care bate, apără Ter Stegen. Apără Ter Stegen, a prins mingea, e extraordinar portarul Barcelonei încă o dată. Abia a intrat pe teren în finalul prelungirilor, Bautista ratează. Da, l-a băgat special ca să bată lovitura asta de la 11 metri și mai bine nu-l băga. Da. Da, e destul de multă voie bună pe acolo printre jucătorii Barcelonei. Dincolo bate Frenkie de Jong față în față cu Remiro. Frenkie de Jong în bară. Da. Început. Frenkie de Jong le-a făcut pe toate. A dat gol, a făcut penaltiul și acum a ratat 1. Deși pe ansamblu a jucat altfel, foarte bine. Da, și nici penaltiul nu l-a bătut rău, știi cum da. E, când dai în bară. Și a ales un colț, s-a concentrat să lovească bine mingea. A bătut cu capul în pământ, nu s-a uitat la Remiro. Deloc. Vine Oyarzabal să execute. Am așteptat să bată ultimul Oyarzabal. Aia mai au pe Merino, care e destul de tehnic. Oyarzabal n-a ratat niciun penalti în cariera lui. Să vedem ce va face în fața lui Ter Stegen. Oyarzabal apără Ter Stegen, a schimbat colțul. A schimbat colțul în timpul regulamentar, a bătut în stânga lui Ter Stegen, acum îi trimite în dreapta. Ter Stegen a rămas pe colț, a rămas fidel colțului său, iată. A bătut slab aici. De data asta a bătut slab, da. L-a păcălit aici. Data trecută s-a aruncat și l-a lăsat să... S-a aruncat pe colț, l-a lăsat să se arunce și a bătut. Dembele. La câte prostii a făcut Dembele în meciul ăsta. N-ar fi o mare surpriză să rateze lovitura de la 11 metri. Dar are stilul ăsta Dembele. Primul gol marcat de Ousmane Dembele. La Dembele nu știi cu ce picior trage. Asta e o problemă. Îndesată lovitura lui Dembele. El s-a așezat ca și cum ar trage cu stângul, dar s-a mutat repede și a dat cu dreptul. A avut bine. Și dacă ghicea colțul, n-ar fi... Nu cred că ar fi putut să intervină Remiro. Cu siguranță cele două intervenții ale lui Ter Stegen apasă William José. Este cel care execută, se apropie ușor, trage bară. Lovește bara, dar era din nou pe minge, da, Ter cred Stegen. Cred că a și atins-o. Ter Stegen. Nu știu că a dat tare totuși. Nu cred că a avut timp să ajungă la ea, dar oricum a fost pe minge. Două bare la loviturile de departajare n-am mai văzut de mult. Da, imbatabil Ter Stegen. No, n-a atins-o nici. A dat tare, a dat prea tare William José ca să o poată ajunge. Da. Dar greu pentru Sociedad. Miralem Pjanic a bătut și el destule penaltiuri pe la Juventus. Miralem Pjanic! Impecabil bate Pjanic. 2-0 Barcelona. Da, acum dacă ratează Sociedad s-a terminat. Mai e și Griezmann care ar putea să bată și probabil că bate, ar trebui să fie ultimul Griezmann. A fost aproape și până la urmă, da. Și Remiro n-a fost chiar atât de impecabil bătut. A coborât și Messi acolo între
între jucători pe margine, așa, a coborât din tribună. Merino, dacă ratează, s-a terminat. Merino. A tras ca Gabi Balint la Sevilla, a dat tare sub bară. Aici nu mai avea ce să facă Ter Stegen. Da, ideea e dacă vezi că ceilalți au ratat încercând să bată tehnic, da, te duci și dai tare. Dar e greu. Barcelona mai are două penaltiuri și cine vine? Griezmann. Dacă marchează Griezmann, acum Barcelona e echipa calificată. Griezmann! Olala! Așa ceva. Da. Griezmann are o problemă cu loviturile de la 11 metri. În meciul cu Eibar de campionat, acum câteva zile, n-a vrut să bată, l-a lăsat pe Bright White care a ratat. Și se vede și aici, după felul în care bate, că are o problemă. Așa, a adus aminte că e format de Sociedad și i-a iertat. Le-a mai dat o șansă, ce a zis, să le mai dau o șansă. Januzaj ultimul. Januzaj! A bătut bine în plasa laterală, da. S-a și auzit. Hai să vedem cine bate penaltiul decisiv pentru Barcelona în momentul ăsta. În plasa laterală, ce bine bate. Ce bine bate și Januzaj. Oh, Ricky Puig! Ce responsabilitate și-a asumat Ricky Puig să bată el penaltiul decisiv. Ricky Puig aduce victoria Barcelonei și calificarea în finala Supercupei Spaniei.